Știri Flash. Nu trebuie să uităm antrenorul care este principal interimar și nu trebuie să uităm preparatorul fizic. Pentru că dacă i-am învins pe cei de la Târgu Mureș, eu zic că două motive au fost. A zis două lucruri favorabile nou. Unu, a fost lipsită de patru titulari, din câte știu eu. Da, așa este, patru echipă, buni jucători n-au jucat. Un handicap mare pentru o echipă care s-a omogenizat pe parcurs. Și în al doilea rând, marele avantaj al nostru a fost că echipa a rezistat fizic. Echipa e foarte bine pregătită fizic. În ultimul sfert de oră, să știți că au jucat ai dumneavoastră cam prima repriză. Adică nici nu se vedea. Noi avem în statisticile care se fac prin sistemul de monitorizare care l-au toate echipele de Liga 1, puteți să întrebați pe oricare dintre antrenorii de Liga 1 care au acces, ei văd acolo cine cât aleargă. Parametrii fizice a fiecare echipe. Avem câțiva jucători care aleargă între 12 și 13 km pe meci, ceea ce este la nivel de alergat, sunt foarte bine. La calitate sunt mai prost. Este adevăr cunosc. N-am avut jucători și nu avem jucători de valoare care să poată să facă diferența. Aici este paradoxul, să zic așa. Și mental, după ce am intrat și am fost și dezavantajat în multe perioade din acest campionat, adică multe meciuri le-am pierdut, nu pe mâna noastră, ci pe mâna arbitrilor. Nu-mi place să le găsesc o scuză jucătorilor, dar au fost câteva meciuri și cel care a culminat cu Hotelul Galați, în care acolo a fost, să folosesc așa o expresie mai puțin normală, tâlhărit pur și simplu de arbitru. Da. Să poate, ceea ce a făcut acel individu din asta nu se poate califica. De-aia cred că a și cam terminat-o cu arbitrajul, cel puțin la nivelul Ligii 1. Da, astăzi este un meci interesant pentru dumneavoastră, Rapid cu Ceahlăul. Da. Îl urmărim. Din păcate, așa este. Dumneavoastră aveți meciuri dificile să câștigați campionatul, noi dificile ca să supraviețuim. Sperăm amândoi să ne atingem scopul. Dar, da, vă spun, toți suntem la mâna noastră. Și Târgu Mureșul e la mâna lor, ei pot să-l câștige, doar și noi la fel. Nu mă mai gândesc la rezultate indirecte, vă spun, nici nu mă uit peste clasa, avem de mult timp. Avem 5 meciuri în care n-am pierdut, e adevărat. Am făcut mai multe egaluri și acasă, de fapt, este prima victorie, dacă bine rețin, da, în acest retur. Domnul și Ion, fără să mă dau viteaz, vreau să vă spun că am crezut efectiv în victoria echipei, pentru că, uite, așa este românul. Când e cu cuțitul la os, vine și pune și el osul. Echipa s-a văzut ieri că are vân, adică este pregătită și a reușit să depășească acel moment mental și a reușit să se mobilizeze cu o echipă bună, foarte bună, de fapt cea mai bună echipă. Să vă spun, faptul că a recuperat Târgu Mureș 13 puncte, pentru mine este campioană. Da. Ce a fost astăzi de discutat la FRF și la Liga de Fotbal, unde ați participat la comitetul executiv? N-au fost lucruri spectaculoase. Mă rog, s-a aprobat nou statut al asociațiilor județene de fotbal, probleme curente, începerea campionatului oficial se începe pe data de 11 iulie anul acesta, deci da, prima etapă va fi practic pe 10 iulie și se termină, dacă nu mă înșel, pe 11 mai sau 10 mai anul viitor. Da. Câte partide vor fi? De comprimat. 34 de partide vor fi?
cu play-off și play-out. Nu, o să fie la play-off. Se pare că 32 și din coace vor fi 36. Da. Nu mai țin minte calculul, puteți să faceți că în play-off o să fie 6. Deci se termină campionatul regular, după care clasamentul se împarte la 2, fiecare, se stabilește ierarhia, primele 6 locuri se duc în play-off, următoarele locuri în play-out. Știri Flash.